25 iulie este ultima zi în care absolvenții de liceu Promoția 2017 se pot înregistra în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, pentru ca ulterior să poată beneficia de indemnizație de șomaj. Acest drept se acordă la cerere pe o perioadă de 6 luni, în cuantum de 250 de lei pe lună, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de bacalaureat. Ei, începând cu data de mâine, respectiv 26 iulie, anul curent, vor putea veni la sediul agenției noastre să solicite înscrierea pentru a beneficia de indemnizația de șomaj în valoare de 250 de lei. Pentru a obține acest ajutor de la stat, tinerii trebuie să se prezinte la AJOFM Maramureș în intervalul orar 8:30-16:30 cu documentul de absolvire a studiilor, adeverință medicală, adeverință de la fisc și un dosar plic. Pe lângă această indemnizație, absolvenții pot beneficia de cursuri gratuite de formare profesională care le facilitează tinerilor găsirea unui loc de muncă. De asemenea, ei pot să-și mai depună actele la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă ca și șomeri neîndemnizați și vor beneficia ulterior de servicii de informare și consiliere, mediere pentru găsirea unui loc de muncă, cursuri de formare profesională la care vor putea participa gratuit. Până acum, aproximativ 900 de tineri maramureșeni care și-au finalizat studiile s-au înregistrat la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, cu 200 mai mulți ca anul trecut.